În weekendul ce s-a încheiat la Unitatea de Primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău s-au prezentat peste 350 de persoane. Medicii de la Unitatea de Primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău au tratat în weekendul trecut 357 de persoane. Doar 79 dintre cazuri au necesitat internarea, cel puțin asta susțin reprezentanții cele mai mari unități spitalicești din județ. Potrivit unui comunicat de presă, 77 dintre pacienții ajunși la UPU au solicitat sprijin medical în urma unor plăci, fracturi, traumatisme, întorsii ori contuzii suferite. Alți 11 sălăjeni au avut colic abdominală, 25 s-au plâns de probleme cauzate de gastrită, gastro enterocolită enterocolitor gastroenterocolită, 2 sălăjeni au primit îngrijiri medicale în urma traumatismelor prin agresiune, iar o paciente au devenit mămici după ce le-a fost declanșat travaliul. În perioada 2-4 octombrie, o persoană a fost transportată la UPU după ce a fost implicată într-un accident rutier, iar două persoane au fost tratate în urma unor plăgi prin mușcătură de câine, pisică sau alte animale.